Hai, vă salut, bună dimineața! Iată, în acest material voi vorbi despre cazul condamnării doamnei Elena Udrea, fostul ministru al turismului, la 6 ani cu executare în dosarul Galabute. Și mi se pare foarte ciudat că, și nu numai cazul ăsta, și alte cazuri, cum a fost și Dragnea și mulți alții, chiar și Becali, Neagigi Becali și mulți alții, acești infractori de serviciu care în momentul în care supără sistemul sau nu mai fac parte din sistem, da? Când ești în opoziție sau nu mai ești la putere, automat încep să curgă dosarele pe tine. Acum întrebarea mea este în felul următor, că normal Udrea a fost condamnată pentru că a furat paipă românești, pe înțelesul tuturor, da? Bun, dar credeți că doar ea a furat? Doar Becali, doar Dragnea, doar cine a mai fost condamnat și mulți alții care știm? Doar ăștia au furat? Păi ca să rezolvăm o dată problema pentru totdeauna, băgați-ne în vigoare legea ilicitului și am rezolvat bâlciul. Da? Ce e așa complicat? Nu vi se, mie mi se par ciudat chestia, adică bă, stai puțin. Păi, bun, Galabute, să zic că de atunci s-a răsuflat niște chestii. Păi ce a trebuit, bă, să treacă 6 ani de zile? Ce a fost, crimă cu autor necunoscut sau ce? De aici se vede cât de corupt este statul român și că majoritatea intră în politică pentru a-și asigura spatele. Da? Cam asta e toată chestia. S-au politizat, că mă repet, instituțiile de forță ale statului, începând de la justiție, da? Poliție, armata mai puțin contează, chiar și armata, serviciile secrete, în special astea interne, da? Cu legătoarele de informații. Despre asta e vorba. La fel ca și cu cazul lui Traian Băsescu. Deci, dinainte să băteau semnale că a fost colaborator cu securitatea, și mă repet, era la modă, asta este, eu nu înțeleg pe ăștia, ca o paranteză, să vină să spună, da, domnule, era la modă, asta e și despre asta e vorba. Și chiar sunt mândru, pentru că așa era la modă atunci. Nu? Câți nu strigau trăiască Ceaușescu, partidul, poporul, iubim comunismul și au fost după aceea, sunt și acum politicieni și sunt și miliardari și așa mai departe. Și după aia s-au dezis. Curve cu două fețe. Da? Cam asta e toată chestia. Și de-aia zic, a căzut prima dată Băsescu din brigada, da? A căzut Băsescu cu dosarul Petrov, așa și acum văd cade Udrea. După atâția ani. Ce să mai... Despre ce vorbim? Și cine le plătește? Oamenii de rând. Muncitorul de rând, ăla plătesc boac. Pentru că altă chestie, ce nu lumea nu știe și majoritatea știu. Da? Majoritatea știu. Găurile astea sunt plătite tot de populație. Oriunde în lumea asta. Da? Oriunde în lumea asta. Găurile astea cauzate de hoții, de tâlhării, sunt plătite tot de populație. Ce vedem la televizor e praf în ochi. Și iar nu înțeleg pe ăștia, bă, nene, dacă te-a prins că ai furat și mai ales tu când ești milionar în euro, la ce dracu plângi, mă, pe-n tribunale? Da? La ce mai faci gargară? La ce zici că te-ai îmbolnăvit, că ai făcut tahicardie, că ai dat în nu știu ce? Ia-ți, nene, faptă, având în vedere faptul că nu-ți pune nimeni sechestru pe avere. Da? Ce dracu să fim serioși? Unde a fost justiția când o arăta pe Udrea? Eu zic acum și analizez, nu am nimic cu persoana respectivă, eu nu mai depind de politicul din România de foarte mult timp, așa, mi se rupe de politicul din România, n-am rezidență fiscală în România, deci ca să ne înțelegem, eu judec la rece. Dar unde erau justiția când paparații și alții, și în fine alții, o arăta pe Udrea cu poșete, cu mașini de lux, cu alea pe la Paris, pe la Maris. Ia uite, are poșetă de 70.000, are papuci de 30.000. Da? Unde era justiția? De ce a trebuit să treacă atâția ani? A? Cam asta este. Asta e toată chestia. Și mai ales o altă chestie, apropo de corupția din statul român. Păi când știi că aia are dosar pe rol, cum a fost și fuga în Costa Rica, Costa Frica, așa, când știi că are dosar pe rol, dă-i, bă, nene, interdicție. Dacă pe mine mă prinde că am furat, am făcut-o de lapidare, într-o țară civilizată, automat am interdicție până la soluționarea cazului de a părăsi statul. Deci am interdicție, n-am voie să... Doar în cazul în care o intervenție chirurgicală și nu se poate efectua, ferească Dumnezeu, să mă pun și eu în pielea lor, așa, ca și cum aș fi furat, da?
Am nevoie de o intervenție chirurgicală și aia poate, trebuie efectuată neapărat în afara granițelor, da? Adică în afara statului. Dar atâta timp cât se poate efectua în România, stai în România. Până nu se soluționează cazul, tu n-ai voie să pleci din țară. Da? Ai seche, cum să zic eu, ai interdicție de a părăsi statul român. Deci de aici să văd niște chestii, că sunt, e corupție peste tot. Și au politizat, că mă repet, da? Ce a făcut după 89, așa, ce s-a întâmplat, s-au politizat instituțiile de forță ale statului român. Cea mai mare porcărie. Ce înseamnă politizare? Dau un exemplu. Vine PSD-ul la putere, la justiție, servicii, armată, poliție, așa, punem pe ai noștri. Vine PNL-ul, îi punem așa. Și fiecare e cu gașca lui. Păi cum să-și mai facă, bă, la treaba? Când în biserică ai bisericuțe, cum să-și mai facă treaba? Nu mai are cum să-și facă. Fiecare partajează cu gașca lui. Da? Părtinește, pardon. Părtinește cu gașca lui. Da? Cam asta e toată chestia, băi nene. Și restul ce vedem la televizor e praf în ochi. Praf în ochi. Eu pun pariu cu voi că Udrea nu o să facă pârnaie. Eu așa văd. Doamne ferește, mie mi-e indiferent dacă face sau nu face pârnaie. Dar nu cred că o să facă pârnaie. Și dacă ar face, nu mă ajută nici pe mine și nici pe tine și nici pe ăla. Tot pe ea să ajută. A comis-o, să duce acolo și spăși câte? 6 ani, 8 luni anul judiciar, 4 ani și 8 luni, da? Pe muchi. Simplu. A ieșit milionară, are proprietăți. Ia uitați-vă ce avere are Elena Ud. Cum le-a făcut? Cred că până muncă le-a făcut. La fel cum mulți alții le-a făcut până muncă. Da? Și altă chestie, eu nu pot să înțeleg, bă, cât de fraieri sunt ăștia, mă, nene. Păi eu dacă aveam jumătate de milion de euro, nu mă găsea nici CIA-ul, nici Mossad-ul, nici serviciile secrete ruse, nimeni nu mă găsea în lumea asta. Și nu fugeam în Antarctica și nici într-o scorbură. Da? Cum dracu, mă, și mai ales când știi că ai ciordit și ai potera pe urme și mai ales ai, da? Ești monitorizat și mai ales, tu știi că ai furat, ai făcut o combinație, o tâlhărie. Scuze. Cum dracului să mai stai în țară? Fugi, dispari, te evapori. Simplu. Da? Uite, acum am dat-o în mod indirect. Instigare la infracțiune. Dar zic așa, ca fapt divers. N-ai fost în stare să te evapori? Foarte bine, bă, ia-ți fapta, dar nu mai face teatru. Nu plânge, nu invoca familii, copii, neveste, soți. Vai, ce fac? Mă spălam în WC-ul, în arest. Păi, pentru asta ai furat, să stai în arest. Cum a zis vântul, meseria mea e să fur, meseria ta e să mă prinzi. Simplu. Da? Asta e toată chestia. Și încă o dată mă repet, păcat că găurile astea le plătește omul, găurile astea sunt plătite de către omul de rând, muritorul de rând pe românești. Ce să mă, vedeam toți nebunii să bucurau, la mulți ani cu executare, mamă, se duce hoața la pârnaie, da mă, se duce hoața la pârnaie, dar 4 ani trec repede. Dă mie 2 milioane, mă duc eu la pârnaie 5 ani pe muche, nu 4 ani și 8 luni. Da? Dă mie 5 milioane și când ies de acolo îi dublez, sunt și dublați banii. Îți dai seama ce distracție e în pușcări, mănânci numai catering în pușcărie. Deci catering să mănâncă în pușcărie, ca să știți. La Slobozia, nu vreau să dau nume, care au fost conac câte 8 ani și au furat și sunt milionari, numai catering să mănâncă în pârnaie. Da? Se face și saună în pușcărie. Da, la Slobozia. Știu că sună aiurea. Saună, să iese și noaptea cu duba, da? Te duci la curve dacă ai bani, ca bărbat, la băieți, unde vrei tu te duci. Te duci și la tir sportiv, nu-i problemă, că ești milionar. Ei te iau, te duc acolo, te aduc după aia. Simplu. Și că l-a dus la izolare și ăla la izolare e la, pe vila, la Bâlea Lac, da? Sau pe la, cum zice, la curs, nu, pardon, cum îi zice, mă? Lacul Sfânta Ana, sau pe unde o mai avea, pe la Sovata, s-a dus la izolare 3 zile la... Da? Hai mă, ce dracu să fim serioși. Asta se întâmplă, ca să știți de la mine. Știu că pare aiurea, dar e pe bune. Ce să zic, toate cele bune. Și asta este, cum să zic, milă eu nu prea am de persoanele astea, adică odată ce ai făcut, ai comis o faptă și mai ales când ai comis o faptă, bă, nu te-ai pișat, n-ai condus băut, n-ai dat un pumn, nu, n-ai furat o conservă, n-ai furat un sac de grâu. Da? Ai furat milioane. Dau un exemplu, da? Eu nu mă refer acum neapărat la Elena Udrea. În general,
Da? Că v-am spus, dacă iei pe ăștia, ce avere ai tu, dinainte să intri tu în politică, ia ce avere ai avut? Și acum cum ți-ai făcut averea? Da? Și de asta zic, nu mi-e milă de ei, pentru că în momentul în care eu fac o tâlhărie, o hoție și fur 1 milion, 2, 3, da? Eu dacă sunt inteligent, da? Iau în calcul și pârna aia. Și dacă m-a prins, mă duc, îmi iau fapta, asta e, nu mai fac nici pe prostul, nici pe nebunul, nici pe tâmpitul. M-ai luat, că am furat milioane, sunt milionar, dă-mă în puii mei. Luați și voi 500.000, că atunci mi-a mai rămas. Știi ce zic? Așa. Luați-i pe ăștia și asta e. Deci, cam asta e toată chestia, zic, nu mi-e milă. Ei sunt bogați, nene. Marea majoritate care au fost la pârnaie și care vor intra la pârnaie. În afaceri cu stau și mai ales stai așa. Gala Bute, păi a fost un fleac. Cât a furat tu de ea din Gala Bute? Am înțeles că în jur de 50.000 de euro. Păi arăta mass media. Eu nu vorbesc din că n-am stat eu să urmăresc. Dar arăta mass media. Da? Cu Bica pe la Paris, Louis Vuitton de 10.000, pantofi, papuci de 3.000 de euro. Nu știu ce, hau, ce crezi că mâncaia s-a dus să mănânce de la Alimentarea Românească să-și cumpere zacuscă la Borcanu, tati? S-a dus la foie gras, s-a dus la caviar de beluga, s-a dus la Dom Perignon vintage, da? Prestige 2, printre cunoscători, deci aia nu s-a dus la Paris să-și cumpere ștrampii. Și asta a arătat mass media, de-aia mă repet, unde era justiția atunci? Păi nu se putea lua de ei. Pentru că ei atunci când erau la putere, brigada Udrea, Băse Udrea și care au mai fost, ei aveau și justiția și serviciile și tot. Da? De ce zic servicii? Pentru că serviciile monitorizează și furnizează informația către justiție. Justiția este răspunzătoare să facă dreptate. Da? Păcând degeaba furnizează poliția și serviciile, să uite, bă, aici avem stenograve, avem aia, dacă se dă un telefon și zice, ia ține dosarul așa, hap, ține la bar, ia ascunde-l, bagă-l la beci, gata, simplu. Deci, despre asta e vorba. Ce să mai zic? Bă, nu intrați în politic. Oamenii serioși n-au ce căuta în politic, ascultați ce vă spun eu. Știți cine intră în politică, părerea mea? Putu Roșii. Deci, când zic să nu intrați în politică, mă refer la situația actuală de acum, 2022. Și lasă-i pe aia naționaliștii care vor ei români. Nu mai, nene, acum suntem interconectați, politica e o glumă peste tot. România este un județ, nu mai este o țară, un județ al comunității europene. Dar cine intră în politică acum la ora actuală și care au intrat chiar și în urmă cu 10 ani, mințind faptul că... aducem diaspora, ridicăm nivelul de trai, nu știu ce, îl auzeam pe prostul de Iohannis, aducem diaspora, sau cine cea mă că aduce diaspora acasă, nu parcă drag, nu mai știu, dar cerea voturi. Păi de ce n-ai venit, mă, să ne iei de mână pe noi ăștia din diaspora, să ne aduce acasă, să ne creezi viața la fel ca și până Occident, da? Nu ne cereți voturi, aduceți-ne, veniți încoace și cărați-ne înapoi în România și creați-ne, da, creați, pentru că avem resurse, avem de toate. România e un stat foarte bogat. Așa, creați-ne condiții ca în Occident, să muncim ca în Occident, să avem salarii ca în Occident și viața ca în Occident. Da? Ce să aș da, zic, cine intră în politică, intră, fie că sunt puturoși, gen. A fost ba un profesor, ba un inginer, ba nu știu ce. Aia mă duc acolo și asta, un parlament, dorm. Îmi iau 3.000 sau cât dracu avea, sunt scutit de taxe, am și apartament așa, mașină de la servici, puii mei, sau intră să-și tripleze sau să-și înzecească avere. Ăștia intră în politică. Ascultați ce vă spun eu. Da? Căcaturile alea, să ne luăm România înapoi, să ne luăm resursele, păi resursele sunt acolo, mă. Da? N-am auzit un parlamentar să spună, bă frate, noi munții noștri aur poartă, noi ceșim din poartă în poartă. Ia-i să începem, mă, să extragem, mă. Avem atâta forță de muncă și dacă nu avem, o aducem din India, din Pakistan, din alte țări, da? Hai să ne apucăm și noi, mă, să extragem și noi aur, cupru, nu? Wolfram, ce, doar în Apuseni acolo e aur și păi, partea Sucevei încolo, da? Ce, doar Roșia Montană e aur în România? Sau gaz, avem gaze în România, avem petrol în România. Ați auzit vreunul? Nu, nene, s-a demolat tot. Da? S-a demolat tot și cam asta e. Și totul este o mare mascaradă. O mare mascaradă, da?
Și ce se întâmplă cu România la ora actuală, că o dau dintr-una într-alta, plecând de la cazul Udrea și cu infractorii de serviciu, ce se întâmplă în România la ora actuală, imaginați-vă cel mai simplu exemplu. De exemplu, tu care te uiți la mine, da? Ai trei frați și o ai pe maică-ta și pe taică-tu. Maică-ta nu muncește, taică-tu îi place păcăneaua, să zice la păcănele, mai trage și cu băutura, împrumută bani, să ducă la păcănele, să-ți dea ție să mănânci la frații tăi, să plătească gazul, curentul, așa, așa mai departe, și nu face nimic, nici nu investește, da? Și tu ai grădină în spate, ai ogor, ai tractor, dar nu se pune nimeni mâna la muncă. Cam asta e toată chestia. Adică România trăiește pe datorie, da? Toate guvernele care au venit au împrumutat și au împrumutat și au împrumutat bani, nu în scop constructiv, adică să investească, bă, măcar în infrastructură rutieră și feroviară, canci, labă, de fațadă, așa. În relansarea agriculturii, labă, canci, nimic. Dar spuneau ăștia, domne, că n-avem țev de irigat, că le-a furat ăștia după mine Ceaușescu. Păi foarte bine, mă, mase plastice, da? Planeta e poluată cu plastic. Ia tu plasticul gratis, prelucrează-l și fă țeavă din plastic și irigă și Sahara. Da? Nimic nu s-a făcut. N-am auzit un politician care vin, v-am spus, să fure fiecare cu gașca lui și după aceea să scape cum poate. Și despre asta e vorba. Ce să zic, toate cele bune. Și, da, încă o dată vă spun, degeaba se bucură, am văzut că se bucură lumea. Ha, a prins-o pe Udrea, ha, l-a prins pe ăla, mamă, l-a băgat la pârnaie, a dat 10 ani. Da, da, tu îi plătești lui ăla pușcăria, tu îi plătești paguba lui ăla. Nu eu și nici el. Da? Într-un stat civilizat, nu zic în China, nu. Într-un stat civilizat, gen orice stat civilizat din Comunitatea Europeană, avea sechestru pe avere și îl găsea, nu zic chiar într-o săptămână, dar într-o lună de zile cu toate averile cumpărate până alte țări. Că era până Aconcagua, până Venezuela, pe unde își cumpărau, luate sechestru și tot ce vreți. Și erau erau câte 3 ani de, cum să zic, 3 vieți condamnați. Da? Sechestru, confiscare, cu confiscarea averilor, blocare, toate conturile blocate, nu conta că era în Elveția, că era în Panama sau unde era. Da? Asta se întâmplă într-un stat civilizat. Pe când la noi, la români, pâine și circ. Ce să zic, toate cele bune și să ne auzim cu bine și încă o dată, așa, ca de încheiere, tragedia la noi în România este faptul că nu, românii nu au pe cine să voteze. Nu. Nici aur, nici graur, nici lătrăi ăștia de conjunctură, gen Șoșoacă, Simion și mulți alții. Da, niște lătrăi toți. Da? Niște lătrăi care doar latră, dar nu vin cu soluții. Eu în momentul în care spun, da bă, iau România înapoi, relansez economia, păi da, dar cum? Cum fac chestia asta? Trebuie să am un plan, un proiect fiabil. Cum? Că așa zic și eu, păi mâine cumpăr Taj Mahalul, păi mâine cumpăr și Parisul, pe tot îl cumpăr. Da? Și după aceea le evacuez, pentru că vreau să reconstruiesc eu Parisul cum vreau. Deci cam așa sună. Toate cele bune!